În urmă cu 3 ani, analizele de laborator arătau faptul că apa care ajungea la robinetele căminului de bătrâni de la Suseni este contaminată cu fel de bacterii. Instituția are propriul sistem de alimentare cu apă care a aparținut în trecut unității industriale Romcim și odată cu desființarea acesteia, apa nu a mai fost tratată. Ieri, echipe ale Direcției de Sănătate Publică Gorj au mers la fața locului și au amendat căminul de bătrâni cu suma de 2000 de lei pentru deficiențele constatate. De asemenea, conducerea azilului are la dispoziție 30 de zile în care să elaboreze un plan pentru îmbunătățirea calității apei pe care o folosesc. Colegii mei au fost în control la căminul de bătrâni de la Suseni. Acolo au constatat că apa distribuită este din sursă proprie. Este o sursă mai veche care a aparținut unei alte instituții, unei alte unități industriale din zonă, care nu mai există și datorită desfințării acesteia și sursa de apă a rămas netratată. Este o sursă de apă, deci acum zis proprie, alimentează strict numai căminul de bătrâni. Colegii au luat, să spunem așa, la control de la sursă și până la robinet toată instalația și au constatat deci, că nu este tratată, nu este dezinfectată, lucru pentru care unitatea a fost sancționată și li s-a impus pentru a înainta DSP-ului un plan de măsuri de remediere a deficienței constatate în termen de 30 de zile. Inspectorii DSP au luat probe pentru a vedea în ce măsură apa care curge la robinetele din cămin este contaminată. Rezultatele vor fi gata în câteva zile. Au fost ridicate probe de apă, urmăm, să spunem așa, traseul normal și sunt analizate aceste probe de apă din punct de vedere chimic și bacteriologic, iar în momentul în care vom avea și noi exact aceste rezultate, vom ști cu ce este contaminată sau de ce, dacă este contaminată apa din căminul de bătrâni. Dacă rezultatul analizelor va arăta că apa conține stafilococi, conducerea azilului va fi din nou amendată.